Da. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne cerem scuze, am avut o defecțiune tehnică. Revenim în forță. Spuneam că, iată, alegerile au trecut și acum, din toate părțile, încercăm să analizăm și e normal să ne punem și firească întrebare acum la ce să ne așteptăm. Și acum fiecare, în funcție de domeniu de activitate, se gândește, domne, va fi mai bine, va fi mai rău, cum va fi de aici încolo. Ideea este că pe umerii PSD există o responsabilitate extraordinar de mare. L-am invitat astăzi să dialogăm pe domnul Vasile Minică, președintele Carter Alfa Filiala Buzău. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Iată că, așa cum spuneam, a trecut campania electorală, ați urmărit și dumneavoastră, ca de altfel toți buzoienii, i-am urmărit aici pe candidați, am ascultat, fiecare a cântărit, da, a pus în balanță, iată rezultatele, le știm deja cu toții, PSD, victorie clară, victorie detașată. V-aș întreba pe dumneavoastră, că ați stat și ați urmărit, i-ați urmărit pe toți candidații, și de la PSD, și de la PNL, și de la PMP, da? De la toate partidele. Iată, PSD-ul clar câștigător. V-aș întreba acum, cine a fost cel mai slab pregătit? Aici vorbim la partide, da? Din punctul dumneavoastră de vedere. Care au fost cei mai slab pregătiți? Cred că și rezultatele demonstrează că cei mai slab pregătiți, cei mai slabi în abordarea campaniei electorale, că au fost liberali. Liberali. Da, și în primul rând nu m-aș referi la candidații locali, cât la nivel național și semnalul care a plecat extraordinar de prost cu 2 luni de zile aproape de alegerile parlamentare, în momentul în care anumite măsuri votate de o majoritate în Parlament au fost contestate tocmai de către reprezentanții PNL-ului sau guvernul sprijinit de PNL. Cred că asta a făcut ca să piardă foarte mult în alegeri. Adică ei deja au plecat cu un start greșit, să spunem așa. S-au împiedicat în bloc start. În bloc starturi și-au pus piedică. Pentru că nu poți în precampanie să te adresezi Curții Constituționale pe niște măsuri, chiar dacă să presupunem că au fost populiste de către o anumită parte politică, dar era o majoritate parlamentară. Românii așteaptă de ani de zile până la urmă să crească salariile și să trăiască decent. De altfel, Curtea Constituțională s-a și exprimat și a spus clar că legea propusă astăzi, de PSD, astăzi, mărirea salariilor pentru profesori și și în domeniul de sănătate este constituțională. Exact ce spuneați. Deci demonstrează încă o dată, pe lângă toate celelalte ca strategie, demonstrează și o slabă pregătire din punct de vedere juridic. Adică să contezi la Curtea Constituțională o lege ieșită cu o majoritate și votată corect, nu ca alte legi când altă dată numărătoarea era din 2 în 2. Și mai ales măsurile acelea erau niște măsuri care mulțumeau două categorii importante de cetățeni din România, formatori de opinie. Pentru că era vorba de sănătate și de învățământ. Și vă dați seama că... De altfel, acestea sunt sănătatea și învățământul. Ați văzut că au fost, să spunem, cele mai invocate. Pe baza lor s-a și construit această campanie electorală. Haideți să fim serioși acum și să recunoaștem că, nu știu, foarte mulți dintre cei care s-au prezentat aici în fața tuturor au spus, vrem cu educația, trebuie să începem cu educația. După educație, sănătatea, pentru că e un sistem care, mă rog, deja nici nu trebuie să mai comentăm câte probleme sunt. Toți au mizat pe treaba asta, pe sănătate și pe educație. Păi una spui și alta faci. Deci până la urmă, cetățenii au văzut aceste lucruri și aceste decizii ale partidului, ale liberalilor, ca niște atingeri strict la interesele lor. Deci, dacă stăm să ne gândim un pic așa, nu candidații, credeți dumneavoastră, că ar fi fost neapărat problema, ci modul lor de abordare a acestei campanii. Modul de abordare a campaniei, da. Pentru că haideți să revenim puțin așa în plan local. Noi am avut 2 candidați impuși, să spunem, de la centru, pe domnul Tănase și domnul Atanasiu. Iată, și apropo de zilele acestea, se discută foarte mult de faptul că domnul Atanasiu ar suferi o înfrângere teribilă, da? Asta este realitatea, pentru că să vii din postura în care a venit dumnealui din vicepreședinte al Senatului, să pierzi la Buzău, aflându-te pe locul întâi pe liste, e o înfrângere destul de dureroasă. Pe de altă parte, există voci care spun că s-ar trage sforile pe la București să nu piardă totuși domnul Atanasiu, deși, iată, toate simulările acestea conduc aceste calcule destul de complicate, nu le-am înțeles, recunosc,
îl dau un învingător pe domnul Bădulescu, da, care a și fost el prezent la noi în emisiune și a spus, domnule, nu mă hazardez, da, calculele astea spun, dar eu aștept să văd ce se întâmplă, pentru că acum și prin natura meseriei, eu vreau să văd scris da negru pe alb că într-adevăr așa, și apoi discutăm și comentăm. Dar iată că e o înfrângere mai mult decât dureroasă pentru PNL. În teritoriu, abordarea iar defectuoasă în campania electorală a fost al nominalizării candidaților. Trebuie să recunosc că chiar și PSD-ul acum 4 ani a adus din alte părți anumiți candidații la Buzău. Și mă refer concret la domnul Nicolicea, că după ce a ieșit deputat de Buzău... Am mai avut pe domnul Teodorovici, da? Să nu uităm. Exact, da? Și domnul Teodorovici. E, cred că PSD-ul a simțit vocea străzii și a buzoienilor că avem nevoie de oameni propuși din zona noastră, buzoieni, oameni care n-au mai făcut politică, oameni tineri, oameni care să aducă, să revoluționeze puțin mediul politic. Deci ei au înțeles cumva, socialdemocrația, credeți dumneavoastră că au înțeles că buzoienii își doresc oameni de aici, de ai lor, exact, care să l-au, adică să vină să-i tragă de mânecă. Exact. Domnule, vezi că în campanie ai spus că faci treaba aia. Exact. Au cam trecut multe luni, nu prea ai făcut. E adevărul că iau și, să spunem, sechelele acestea, tocmai pentru că au avut reprezentanți în Parlament care nu erau buzoieni și nu prea mai aveau de unde să-i găsească, ba mai mult decât atât, promisiunile au rămas, într-adevăr, doar la stadiu de promisiuni. Da? Exact. Nu prea s-au concretizat foarte multe dintre ori, ele. Și au ținut minte lucrul ăsta. Partidul Liberal a venit, așa cum spuneți, cu doi grei în teritoriu și părerea mea că cu strategia de la nivel național pe anumite legi, cum discutam, cu mutarea unor grei din PNL la Buzău, fără o susținere locală, fără acea empatie a maselor care urma să meargă la vot. Știți ce am mai observat, apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte perfect de domnul Atanasiu, care spunea în felul următor, nu cred că își dădea seama, dar în momentul în care vorbea, da, și se prezenta în fața electoratului, spunea, păi aici la dumneavoastră, la Buzău, se întâmplă nu știu ce, am găsit aici la dumneavoastră, la Buzău, domnule, dacă dumneata vrei să fii parlamentar, nu vii și spui aici la dumneavoastră, Buzău, la Buzău. Da, deci vrei Buzău, să fii, da, parlamentar de Buzău, exact, și spui la noi la Buzău. Exact. Și vii, sau și spui, la, da, dumneavoastră spui la noi, exact, la Buzău. Exact, adică vrei să te integrezi. Adică cred eu că nu trebuia să fii un observator foarte fin să-ți dai seama de lucrul ăsta și nu odată, ci de foarte multe ori. Păi aici la dumneavoastră am găsit, aici la Buzău, la dumneavoastră. Se cunoaște detașarea asta și... Cred că oamenii au observat asta. Eu sunt convins că da. Da, avem și un telefon. Alo, bună seara. Să rămână și bună seara, domnule. Vă ascultăm. Alegerile au fost clare, ce să mai... Ineficiența guvernului care încă mai este, modul cum a fost instalat, ce să mai discutăm? Întrebarea noastră este la ce să ne așteptăm. Un an de zile țara a pierdut totul. N-a adus niciun leu din Comisia și din Comunitatea Europeană. Noi avem bani din ce în ce mai puțini în buzunare, portofelele sunt goale, sărbătorile au venit și trăim mai prost ca anul trecut, când era domnul Ponta. A venit colectivul, l-au dat jos și acum a pierdut PNL-ul. Guvernul meu a pierdut. Vreau ca să mă adresez domnului invitat referitor la faptul că ieri... Mai precis, azi dimineață m-am uitat la știrile de la ProTV și am observat că pe raza județului nostru, mai precis în zona Boboc, a avut loc un accident feroviar. Un cioban a fost călcat la de tren, pași, da, mortal. Tot atunci am observat că interviu au dat 3 cetățeni care, din fericire să spun așa, îi cunosc și... Aceia sunt șefi de ferme, adică patroni, crescători de animale. Da. Omul acesta a murit, s-a dus, Dumnezeu să-l ierte. Dar avea carte de muncă? Putem să-l considerăm accident de muncă? Nu, da, cred că avea. Foarte interesantă întrebarea, foarte interesantă. Deci nu cred că avea. Domnii de la ITM fac ceva în sensul ăsta? Poliția care a anchetat cazul respectiv, da, poliția a consemnat ceva în sensul ăsta? Procurorul care a fost și l-a ridicat, deci, pe acel om de acolo, a
descoperit și această situație. Dacă deci, înțeleg că ăsta dumneavoastră... nu era întâmplător, ăsta n-avea nicio capră. Înțeleg că dumneavoastră aveți informații că bărbatul care a pierit sub șinele trenului era un angajat, da? Era un simplu angajat, practic. Cu siguranță că patronii nu merg cu oile, domnișoară. Patronii conduc și au... Da, o abordare, o întrebare, într-adevăr, foarte pertinentă. Da, sunt convinsă sau, fac mai mult ca sigur, da, poliția ar trebui să, care au demarat cercetări, ar trebui să ajungă, da, pe fir, să ajungă ce era cu omul ăsta, cine este, în ce context, că erau oile lui, nu erau oile lui, ale cui erau și așa mai departe. Ancheta ar trebui și cu siguranță va scoate la iveală aceste lucruri. Dar ar trebui, pentru că în județul ăsta cam toți fermierii își bat joc de cetățenii noștri. De cei care îi fac cu bani și le bagă bani în buzunar. Niciunul nu are carte de muncă, cu siguranță. Da, vedeți, sunt într-adevăr niște domenii unde, din păcate... Vă mulțumim și noi, o seară bună. Da, într-adevăr, o întrebare foarte pertinentă. Punctual vreau să spun că chiar dacă nu există un contract de muncă încheiat, scris, dacă în cercetări rezultă că lucrează de o anumită perioadă de timp la acest crescător de animale sau prestează activități în folosul lui, este considerat ca și fiind angajat. Doar faptul că nu a declarat. Dar ancheta, sigur, va scoate la iveală totul. Aia și există martori, oamenii se cunosc între ei. Deci se poate considera că este un accident de muncă în legătură cu munca. Și cazul se agravează și devine, devine cu atât mai responsabil cel care îl plătea. Exact, chiar dacă că era l-avea un oficial la sau nu, da, prin contract de muncă, dar faptul că îi plătea această prestație într-o formă sau alta, el practic era la locul de muncă. Așa este, discutăm, da, de lucru la negru. Da. Pentru că asta spunea telespectatorul, că se întâmplă, mai ales în domeniul acesta al crescătorilor de animale, sunt foarte mulți cetățeni care lucrează și nu lucrează legale, cu forme legale. Cu ziua, sub aspectul departe, că mulți dintre ei mai se duc și ei cu un număr de animale acolo și că fac un fel de asocieri împreună, unii pur și simplu mai trec pe numele unora tocmai pentru că sunt și niște baremuri de număr de capete de animale pentru anumite subvenții, pentru anumite beneficii și așa mai departe și le trec formal și atunci există o înțelegere între părți. Însă în marea lor majoritate acești oameni reprezintă muncă la negru în agricultură, la în zootehnie. Da. Haideți să revenim la discuția noastră dinainte de acest telefon și spuneam faptul acesta că domnul Atanesiu s-a detașat așa cumva și probabil că cei de acasă au observat și au taxat lucrul acesta. Și spuneați dumneavoastră că, din punctul de vedere, credeți că greșeala de fapt a fost de la centru, da? Pentru că ar fi trebuit, da, și adevărul așa este, ar fi trebuit să fie un studiu din ăsta făcut. Domnule, ia să vedem ce se întâmplă dacă noi o să vrem să aducem, să impunem candidații ăștia la Buzău. Cred eu că, și să ne amintim că PNL-ul se aștepta la Buzău, cel puțin, la un scor cu 3 în față, cu cifra 3 în față, așa spuneau. Păreau foarte, foarte optimiști așa. Au obținut la locale 22 sau 23%, nu mai știu exact. Și acum vroiau și erau, spuneau, nu contează. Mi-aduc aminte că făcea o declarație domnul Romanescu, indiferent de prezența la vot, PNL-ul va obține, erau foarte încrezători, va obține cu 3 în față. Iată că nu s-a deci, întâmplat, din păcate, rând, chiar 11%. În primul rând și analiza de la locale nu-i corect făcută. Pentru că să-i ajute la alegerile parlamentare, trebuia să ia în calcul reușitele primarilor. Dacă mergi numai pe consilier, n-ai făcut nimic, pentru că primarii sunt cei care trag pentru partide în teritoriu. Consilierii mai puțin, unii ies conjunctural, există un anumit grup țintă care sunt liberal și nu pot să se schimbe, unii votează de regulă împotriva altui partid și așa mai departe. Deci ei au pierdut totuși primari în alegerile locale. Nu trebuia să aștepte că va ajunge nici măcar la procentul ăla de număr de voturi pe consilier, pentru că dacă nu ai primarul, nu ai garanția faptului că cineva în teritoriu, în comuna respectivă, îți va aduce electorat și îl va dirija într-o formă sau alta, în campanie electorală, să voteze cu tine. De asemenea, vreau să vă spun că liberalii au făcut numai greșeli.
De exemplu, la Buzău, dacă e să o luăm, sunt ani de zile de când nu au conduceri stabile, de când s-au canibalizat pur și simplu. Apropo de lucrul ăsta, la început, când s-au prezentat în fața buzoienilor, cei doi candidați de la centru au spus, domnule, noi am fost trimiși de la centru, pentru că aici este o organizație care mult timp a călcat așa pe nisipuri mișcătoare, o organizație care are nevoie de un suflu nou și noi am venit să ajutăm organizația de la Buzău, de asta am și fost trimiși. Așa au spus domnișoara, când s-au prezentat prima dată. Ăsta era corect discursul dacă discuta în interiorul partidului. Măi, oameni buni, ăștia, membri de partid ai liberalilor, nu sunteți în stare la Buzău să vă alegeți o conducere, să fiți coerenți, să fiți uniți, să aveți o anumită platformă, un discurs electoral și așa mai departe. Dar nu vii cu discursul ăsta la electorat. Pentru că asta nu face altceva decât demonstrează ceea ce electoratul știe. Că tu nu ești organizat, că tu nu ești stabil, că nu ai un președinte care știe despre ce-i vorba. Și încă o greșeală, din punctul meu de vedere, a fost și s-a și dovedit după alegeri că nu a avut la nivel național o conducere cu viziune, o conducere politică, cum să spun, care știa cum să abordeze toată această perioadă și chiar să ia anumite măsuri. Apropo de programul lor de guvernare, cum vi s-a părut programul de guvernare? Păi, dar ăla nu-i program de guvernare, adică niște puncte și niște subliniere generale, ăla nu-i program de guvernare. Vreau să vă spun, ca să o dăm de la liberal la PSD, că așteptările pe promisiunile din programul de guvernare ale PSD-ului sunt imense ale populației. Vreau să vă spun că PSD-ul, în momentul de față, va avea un viitor, să spun așa, luminos în politica României dacă își va duce la îndeplinire ceea ce a promis, sau peste 4 ani de zile va avea mari probleme în ceea ce privește... Cred că vorbim aici de credibilitate, adică într-adevăr PSD-ul în electorat, da? În rândul cetățenilor. Da. Într-adevăr, PSD-ul și-a pus pe umeri și cred că și-a asumat, da, un lucru extrem de greu. Când vii cu un program atât de elaborat, da, și de stufos, și iată că oamenii au crezut ca dovada rezultatelor obținute, da, oamenii au dat credit, ok, deși mi-aduc aminte că în campanie nu mai știu dacă și PSD-ul, dar cred că și pe la PSD, și se gândeau, domnule, e clar că încrederea oamenilor în politicieni a scăzut foarte mult în ultimii ani și se temeau de o prezență, da, de o prezență foarte slabă la vot. Iată că nu s-a întâmplat așa, Buzău clar a fost fruntaș, toată ziua a ținut topul județelor în ceea ce privește prezența la vot, dar dacă vorbim așa pe ansamblu, într-adevăr PSD-ul are o responsabilitate extraordinar de mare, pentru că în momentul în care nu se va ține de acele promisiuni, oamenii cu siguranță nu uită ce au promis. Și dacă nu se vor ține de cuvânt și nu vor demonstra că n-au fost niște promisiuni de șarte, într-adevăr, e delicată situația. La ce s-au angajat ei e o treabă foarte, foarte serioasă. Adică poate să-i ducă pe culmile succesului sau să decadă. Pentru că oamenii țin minte. Țin minte, pentru că vreau să vă spun că PSD-ul și-a croit campania electorală a anului 2016, intrând la guvernare după liberale. Adică după momentul, de fapt PD mai mult, după momentul în care au fost diminuate salariile la bugetari și s-a încercat și diminuarea pensiilor, s-a crescut TVA-ul și așa mai departe. Ei au avut o perioadă în care a readus veniturile la nivelul anterior. Deci a început să-și croiască credibilitate. Acum, prin promisiunile care tot poporul le așteaptă, pentru că discutăm un lucru, noi nu trăim încă o viață sau nu trăim peste 20-30 de ani. Ori în momentul în care mediul politic a avut resurse pentru a mări anumite venituri fruntașilor țării, vă dați seama că există o repulsie din partea noastră a cetățenilor de fiecare dată când este vorba să dai la pensii, să dai la salarii, nu sunt bani. Dar când este vorba să luați voi, sunt bani. Ori PSD-ul a fructificat și această chestiune. A spus, noi venim și mărim salariul minim și ne vom duce cu salariul mediu la cât ne vom duce, vom mări punctul de pensie și așa mai departe. Vreau să vă spun că eu am văzut și am urmărit campania electorală și atât cât pot eu să înțeleg din punct de vedere macroeconomic, dacă lucrurile sunt ținute în scurt și există o mână de fier și un guvern de oameni pregătiți, e posibil să le ducă la îndeplinire, pentru că toate sursele acelea, ele la un moment dat vin tocmai făcând gestul anterior.
că se discută și se vorbește că nu trebuie să mărim numai consumul. Da, dar consumul nu face altceva decât o cerere de bunuri, de servicii pe piață și atunci automat se dă oxigen și micro-întreprinderilor și celor care lucrează în industrie, în servicii și așa mai departe. Important este să poți să susții o perioadă destul de scurtă până când se întorc la bugetul statului veniturile colaterale din veniturile salariale, care sunt impozitele și taxele directe, și cele din majorarea cifrei de afaceri și a PIB-ului prin impozitarea bunurilor, serviciilor și a veniturilor din cadrul micilor întreprinderi și a celor care lucrează în domeniu. Și încă o chestiune, mărind această cerere, sigur, vine și TVA mai mult, vin și tot felul de alte taxe și impozite indirecte la buget. Important este să vezi cu ce poți să acoperi o perioadă scurtă, pentru că după aceea e ca bulgările acelea de zăpadă. Se autoalimentează sistemul. Da. Haideți să luăm un telefon și continuăm apoi discuția. Bună seara! O scurtă intervenție vreau ca să am să rămână. Bună seara! Apropo de sunt bani, nu sunt bani. Cu acea sculptură, cu mințenia Pământului, au fost sau nu au fost bani? Dacă se dădea 11 milioane de euro pe acea sculptură, acea pietricică, dar nu vreau ca să ironizez, nu vreau ca să deranjez pe nimeni spunând așa ceva. Practic este o piatră care mergem să ne uităm la ea contra cost, dacă vrem să ne uităm. De ce nu se face podul de la Vadupaș cu 8 milioane de euro? Sau dacă s-a dat banii pentru podul de la Vadupaș, unde sunt banii? Că am înțeles că finanțarea a fost făcută, dar podul tot nu s-a făcut. Atât am vrut să spun ce da, să mai... Da, mulțumim, bună seara. Da, iată. Cum percep, deci finanțarea cum n-a fost oamenii, făcută, da, poate că s-a discutat. Da, nu a fost făcută finanțarea. Nu discutăm de controlele interne ale noastre. Dacă ar fi fost finanțări pe fonduri europene, vă dați seama că imediat se sesizau și... Dar nu s-a ajuns acolo, nu s-a ajuns la finanțarea propriu-zisă. Probabil că s-a făcut finanțare doar pentru studii de fezabilitate, pentru proiecte, pentru toate celelalte lucruri premergătoare construcției propriu-zise a podului. Da, vedeți, oamenii până la urmă... Și aici este o chestiune, eu o spun sincer, n-am niciun fel de problemă. De ce n-a mai candidat domnul Teodorovici la Buzău? Păi de câte ori a promis domnul Teodorovici? Păi acum 4 ani se ducea la podul Buzăului și spunea dacă eu voi fi cu partidul ăsta la guvernare, veți avea pod. N-a avut pod și s-a mutat la Tulcea, că da, probabil acolo se trece cu Pluta. Da, vedeți că oamenii țin minte și bine, acum fiecare se raportează până la urmă la nevoia lui. Ați spus ce spunea telespectatorul, de ce am avut noi nevoie de cuminția Pământului? Aici discuția este mai lungă și nu o să intrăm mai amplă și acum în detalii. Nu putem să punem chiar așa problema. Vedeți, nu toți privim lucrurile exact, la fel. Exact, pentru că nu sunt, dar și suntem subiectivi. Unii dar avem aplicare către artă, către unii cultură, către exact, industrie, da, unii da, către alte chestiuni. Până la urmă, acum avem parlamentar, dar PSD-ul are 5 deputați și 2 senatori. Aici la cuminția Pământului... Să-i tragă de mânecă buzoieni, să-l dunăm, iată, podul ăsta care a devenit podul promisiunilor. S-a fost folosit în atâtea campanii electorale, cam cum a fost maternitatea. Vă aduceți aminte? Sigur maternitatea, da. De când câte campanii n-a fost folosită. Cam așa a început să devină și podul ăsta de la Vadupași. Acum e momentul să... oamenii să încerce să amintească lucrurile astea, că până la urmă afectează un număr foarte mare de buzoieni care și trebuie să facă acel ocol. Și nu e vorba de afectat. Dacă s-ar calcula din punct de vedere economic, orice sumă s-ar investi acolo în podul ăla, s-ar întoarce în timp, pentru că cât combustibil se arde în plus, câtă uzură de autoturisme, de tot felul de mașini de transport și așa mai departe se face prin acest ocoliș de aici și aglomerarea circulației pe DN2 ăsta, în timp, câștigul ar fi substanțial. Deci da. Un câștig pur și simplu material va fi prin realizarea acelui pod. Da. Vom vedea până la urmă când va fi refăcut acest pod, că de mai bine de 10 apropo ani... Apropo de cumințenia Pământului, da. Vreau să vă spun că eu înțeleg că acea piatră, cum spunea telespectatorul, eu înțeleg că are o valoare, pentru că e făcută de Brâncuș, pentru că e cotată, pentru că nu știu ce, dar... Acea sculptură este în patrimoniul național al României. Da.
Proprietatea nu cred că contează foarte mult, pentru că fiind o proprietate privată, dar în patrimoniu național, sunt niște reguli după modul în care ea circulă, poate fi expusă, poate fi vizionată, cu ce tarife, unde, în ce... oricum și un privat nu o ține oriunde și oricum. Da, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Și așa astea. Că graba de a o lua pur și simplu patrimonial statul, atâta timp cât ea face parte din patrimoniu național, cred că e puțin exagerat. Da. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim. Rămâneți alături de noi. Da, am revenit în continuare alături de mine. În studio se află domnul Vasile Minică. Haideți să continuăm discuția. Timpul trece foarte, foarte repede. Vorbeam pe pauza de publicitate și ați spus un lucru extrem de interesant, pentru că analizam așa un pic această campanie electorală, că tot vorbeam de faptul că au fost făcute anumite greșeli. Apropo de lucrul acesta, după atâtea greșeli făcute de PNL, ați văzut că și-a predat mandatul doamna Alina Gorghiu. Cum vedeți treaba asta? Cumva încearcă să nu-și asume sau încearcă să recunoască că lucrurile n-au mers de bine și s-a dat la o parte? Ce credeți? Eu cred că nu mai avea altă soluție, pentru că vreau să vă spun că îi se datorează în primul rând scorul electoral. Acest eșec? Sigur că da. Pentru că nu a știut și nu a coordonat și mesajul PNL-ului a fost dezastruos. Da, știți ce, apropo de campanie electorală, nu știu dacă a fost la nivel național, dar aici la Buzău, la un moment dat, cam spre sfârșitul campaniei electorale, observam un lucru. PSD-ul își vedea de treaba lui și își prezenta programul, de altfel i-am și văzut, mergeau din ușă în ușă în toate locurile, mă rog, nu știu dacă în toate, în localitățile din județ și își prezentau ce au făcut, da, ce a făcut PSD-ul până în acel moment și ce urmează să facă. Dar prin emisiuni, cei de la PNL încercau să arunce un pic așa, să vă amintească de PNL, că, de PSD, că uite ce n-au făcut, că uite cum sunt, că așa, în timp ce PSD-ul tăcea și își vedea mai departe de programul lor de guvernare pe care mergeau, îl prezentau, arătau ce au făcut, ce vor să facă și așa mai departe. Cred că și aici a fost cumva un pic... Și tot o greșeală de abordare. Exact. Și nu știu dacă ați observat un calm foarte, foarte vizibil, o relaxare foarte mare în rândul candidaților PSD. Adică PNL-ul spunea, făcea conferințe, trimitea scrisori și așa mai departe, PSD-ul, nu știu dacă, foarte relaxat, o atitudine foarte relaxată și calmă. A fost o atitudine corectă, pentru că ei, apropo de greșeli și de... Cum spuneam mai devreme, a și putut demonstra că a revenit niște venituri la un moment dat la vechea valoare. Că și PSD-ul are bubele lui. Hai are să ne bube amintim de, nu... că, de faptul că și-au și spus, venim cu oameni curați acum în fața dumneavoastră, de oameni care au fost în PSD, de lideri importanți, da, care au niște, deci, dosare PSD-ul acolo. Deci PSD-ul vă dau eu. Vedeți că au făcut în așa fel încât electoratul să nu-și mai amintească de treaba asta. Da. Păi, în primul rând, noi, ca parteneri sociali cu PSD-ul, noi avem documente semnate de Victor Viorel Ponta, că dacă va ajunge la guvernare, discutăm de acum 4 ani și ceva, primul lucru care îl va face, va pune în discuția Parlamentului din nou codul muncii și toată legislația cu privire la parteneriat, sindicate și așa mai departe. Lucru care nu s-a îndeplinit. Dar noi am știut, am mai spus în stânga, în dreapta, dar ei au mers cu altceva. Au mers cu faptul că au reîntregit veniturile, că au venit adică cu anumite PSD-ul, măsuri. Ca să concluzionăm așa, a știut PSD-ul să, cum să spun eu, să-și facă o imagine bună, să facă campanie așa ca la carte? Deci trebuie să fim foarte realiști. Au și știut să facă, dar s-au și adresat... Și au învățat greșelile din trecut? Au învățat și din greșelile. Au avut multe avantaje, să spun așa. Care au fost avantajele? Avantajele, în primul rând, dacă ne uităm la structura populației României în momentul de față. Câți pensionari avem și care e grupul țintă la care se adresa, în primul rând, un partid de stânga? La pensionari. 4 milioane și ceva. Câți sunt angajați și câți din ei sunt cu salariu minim, care de la 1 ianuarie PSD-ul a spus că va fi 1450. Da. Iar un grup țintă care l-a atras. După aceea, cei care au fost în salariați bugetari știu ce au pățit în guvernarea
înainte de ponta cu salariile și așa mai departe și că totuși PSD-ul sunt cei care le-au adus veniturile la nivelul anterior. Vă dați seama că ei de-aia au și stat relaxați pentru că măsurile care le-au făcut și grupurile... Știau cui se adresează și știau structura și știau grupurile țintă, știau electoratul captiv al lor și apropo de asista social și așa mai departe și că de fapt toată lumea așteaptă să li se dea. Au spus mulți și de la PNL și de mai în altă parte, au spus, domnule, zice, pe ce PSD-ul zice, de ce ne-ai votat? De asta social. Foarte adevărat până la urmă. Da, sunt. Uitați o greșeală a PNL-ului. Nu a ieșit, ei până la urmă reprezintă angajatorii una peste alta, întreprinzătorii, acționarii, IMM-uri și așa mai departe. De ce n-a ieșit cu acești reprezentanți ai angajatorilor să spună, noi vom mări salariul și nu vă vom mai trimite în brațele PSD-ului să fiți asistați social, ci vom mări numărul de locuri de muncă și valoarea salariului astfel încât să stimulăm creșterea locurilor de muncă și diminuarea asistaților sociali. N-au făcut-o. Pentru că până la urma urmei, una din politicile PNL-ului asta este să sprijine întreprinzătorii, angajatori în general, și ei la rândul lor să absorbă forța de muncă. Ori noi acum avem o forță de muncă substanțial de mare necalificată și care la nivelul de salariu minim astăzi, nu discutăm după 1 ianuarie, nu-i stimulată să ducă să muncească la salariul ăsta minim. E posibil la nou salariu minim, dacă nu va crește și asistența, valoarea ajutoarelor și așa mai departe, să fie totuși o stimulare și o determinare a celor care sunt în momentul de față asistați sociale să aibă un loc de muncă. Pentru că eu mai spun un lucru. La programul de guvernare și la ce se angajează PSD-ul acum, s-a angajat în campania electorală să facă, știți care e marea problemă a României să le pună în practică? Forța de muncă. Pentru că cei activi, cei care s-au pregătit și și-au luat soarta în mâini, ori au plecat din țară, ori au anumit afacere pe cont propriu și nu vor mai fi tentați și stimulați să se ducă să lucreze pe șantierele patriei și așa mai departe. Cu cine să faci autostrăzi? Chiar dacă le va licita și le va câștiga multinaționalele și companiile mari de construcții, ele nu se vor face decât tot cu forță de muncă românească. Dar poate să încearcă o relansare, pentru că s-a vorbit mult despre educație, despre sectorul acesta, să existe cerere și ofertă, adică să fie înființate acele discutăm clase. De calificare. Da, de calificare. Dar nu e tot o calificare. Degeaba îl califici dacă nu îl plătești. Pentru că el ce face? Să califică într-o meserie care e căutată și în Germania, și în Franța, și în Spania, și în Italia. Și atunci ce face? Să duce pe autostrăzile României să lucreze cu 200-300 de euro? Sau să duce să lucreze la drumuri sau în alte activități, chiar și în agricultură, în Europa cu 1200-1500 de euro? Asta da. E problema. De-aia și PSD-ul a mai fructificat un lucru care până la urma urmei trebuie să se întâmple. Nu putem, noi nu putem. Am văzut în campania electorală, vom crea noi Ministerul Repatrierii. Doamnă, eu spuneam în campanie când auzeam, măi, dar de ce nu faceți Ministerul Bunăstării? Că dacă faceți un minister al bunăstării în România și lumea va trăi bine, salariile vor fi bune și va fi un mediu economic deschis și atractiv pentru toată lumea și pentru cei care angajează și pentru cei care muncesc, vor veni din străinătate românii înapoi aici dacă vor trăi mai bine și va fi bunăstare. Dar dacă voi faceți numai al repatrierii, cum? Adică îi aduci cu arcanul înapoi în țară, îi aduci pe banii statului și peste 2 luni de zile când și-a terminat bănuții cheagul cu ce a venit în România, pleacă înapoi. Nu, faceți un minister al bunăstării și atunci analizați ce trebuie să se facă în interiorul României astfel încât aici să trăiască toată lumea bine, să aibă oportunități, să fie sprijiniți, nu să fie agasați și stresați de tot felul de controle, de tot felul de amenzi, de tot felul de măsuri din astea. Da, ați văzut că a propus, chiar spunea domnul Liviu Dragnea că nu să cumva să elimine acest criteriu de control și imediat sancțiune, să fie un avertisment, să încearcă pe undeva. Să încearcă prevenția. Și exact. Mie mi se pare corect, de la agentul de circulație și până la controlele fiscale, mie mi se pare corect să vii din când în când și să te uiți în documentele acelui agent economic și să-i atragi atenția că tu ai interpretat greșit un articol de lege sau un mod de abordare a unor cheltuieli, unor investiții, unor nu știu ce. Și să-ți dea un timp prin care poți să-ți remediezi deficiențele. Nu vii imediat, găsești, nu găsești ceva acolo sau o expresie aia
să mă ierte, dar știe toată lumea care lucrează, mai ales în comerț, cum a fost și înainte de sărbători, acum zilele astea, s-au dus peste tot și a zis, fără 2000 de lei nu plecăm de aici. Da. Oameni buni, dar suntem normal la cap, adică nu te uiți ăla, are, nu are, păi vă aduc aminte în urma unui control din ăsta o întreprinzătoare cu un depozit pe aici prin Buzău, a cam sărit de un canal aici la Buzău. Alții din alte părți la fel își mai iau viața, mai se spânzură, mai nu știu ce. Adică chiar nu ne pasă ce se întâmplă cu oamenii ăștia care au casele, gaj la bancă pentru afacere, au distrus familie, au distrus tot și mai dă și de mâncare și niște locuri de muncă la niște familii. Nu, pe noi nu ne interesează, noi suntem de la control. Da. Nu se poate, o asemenea abordare nu se poate. Nu mai comentez pentru că sunt în asentimentul dumneavoastră și într-adevăr cam așa se întâmplă. Și se merge pe, se mai merge pe ideea dăm amendă la cei care sunt mai mari pentru că ăia mici săraci oricum sunt vai de ei. Păi bun, dar pe sistemul ăsta ăia mici vor rămâne tot timpul mici, niciodată nu vor ajunge mari pentru că îi tolerăm și îi încurajăm în ilegalitate și așa mai departe. Exact. Adică vreau să vă spun că eu personal nu mi iese din urechi expresia unui inspector. Care la un moment dat mi-a făcut mie un control. Vă rog. Și mi-a zis așa, ziua de astăzi nu o să uitați mult timp. Păi el venise la mine să nu uite o ziua aia, domn. Mi-e greu să, adică nu vă cred pe cuvânt, dar sunt surprins să aud că se întâmplă așa ceva. Deci mie mi s-a întâmplat aproape în 2017. Ziua de astăzi nu o să uitați prea adică curând. Suntem aici niște, purtăm lupte, război între inspectorul de care vine în control și cel care este verificat. Adică atitudinea care ar trebui să fie cea umilă cu capul lăsat pentru că dumneata ești de inspectorul, nu știu de unde, de la ITM, de la DSV și așa mai departe și vii în control. Foarte urât că se întâmplă așa și e anormal. Este sigur că e normal, eu de ce nu uit acea expresie? Bun, ai venit în control. Poate că am greșit, poate că n-am știut, poate că am fost evazionist, poate că am fost rău intenționat. Dar nu poți să vii să-mi spui mie aceasta, în momentul în care mă controlezi că n-ai să uiți ziua asta de astăzi. Dar ce? Da, interesant. Strigător la cer, aș spune, dacă într-adevăr asta este atitudinea și se întâmplă așa. Mai avem un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm. Să rămân la bună seara, domnul Minicar. Bună seara. Domnul Minicar, sunt un muncitor de 57 de ani, lucrez într-o societate privată, prin Mebo, nu știu cum a fost, și nu iau nici salariu minim pe economie. Ce putem face noi ăștia, amărâți ăștia, că noi suntem amărâți, nu suntem sălămătă. Noi suntem vai de capul nostru, mai avem un pic și ieșim la pensie și nu reușim să, cel puțin să ne facem punctul de pensie și n-am niște pensii mizerabile. Astăzi am luat lichidarea pe luna noiembrie și am luat 12.800.000 pe toată luna. Ce putem face noi care am muncit din 78 și până acum am muncit, muncim în continuare fără întrerupere, și am ajuns bătaia de joc a județului Buzău. Păi, ce să vă spun? Ce părere aveți dumneavoastră, dacă, ca lider de sindicat, să putem să creștem și noi cumva? Pentru că acest guvern și toate guvernele ne-au păcălit, ne-au mințit și am ajuns să muncim pe salariu minim pe economie, domnul Minică. Știu și este generalizată și chiar la Buzău a fost o analiză făcută care nu înțelegeau unii responsabili ai județului că noi am fost nominalizați la un moment dat cu veniturile cam pe locul 2 sau 3 din țară și se făcea raportare la faptul că totuși avem locuri de muncă și că nu știu ce. Dar salarizarea la noi la Buzău e în general pe salariu minim. Așa este. Și veniturile sunt mici, iar trebuie să vedem foarte clar că INSE-ul spune clar că cei care au venitul minim și n-au două salarii minime în familie, se socotesc și sunt deja declarați săraci. Ei beneficiază de anumite ajutoare. Da, facilități. Facilități. Eu ce vă spun, nu trebuie să-mi spune societatea, contactați-mă cumva și putem să discutăm de la caz la caz, să vedem despre ce este vorba. Cu părere de rău, vă spun, dumneavoastră sunteți la Alfa. Da? Societatea la care am fost a trecut. Da? Deci vă spun cu părere de rău, societatea la care am fost a trecut de la cartă în Alfa
la domnul Costin la BNS, nu știu sub ce forme, înțelegeți? Da. Pentru că ce s-a întâmplat, nu știu. Da, rugămintea mea este așa, nu v-auzim. Salariu de mizerie. Da, nu ne mai permite timpul. Ascultați-mă o secundă, vă rog. O secundă, vă rog. Lăsați numărul de telefon în emisie. Da, lăsați numărul colegului cu care ați discutat înainte să intrați în direct și vă va contacta după emisiune domnul Minică, pentru că nu ne mai permite emisiunea să purtăm, să purtăm discuția și o să explicați și o să vă ajute domnul Minică dacă se discutăm poate. Discutăm și vedem ce e de făcut de la caz la caz. Da, deci lăsați numărul colegului meu în emisie și vă contactează domnul Minică, pentru că nu mai avem timp. Da, ajungem de pe jap pe final de emisiune și aș vrea să tragem așa câteva concluzii, dar o ultimă întrebare. USR, că a fost o surpriză USR-ul și din câte știu a fost votat de foarte mulți tineri. Care este viitorul pentru USR? Pe unde îl vedeți? Că eu am mai auzit voci care spuneau că USR-ul s-ar putea să fie un PPDD, să se stingă așa. E acum un pic de entuziasm, se poziționează bine pentru un partid de București până la urmă. Așa, dar pe viitor s-ar putea să nu aibă un... Deci expresia care pot să o spun vis-a-vis de USR este depinde numai de ei. Pentru că ei n-au structuri de partid. Deocamdată sunt entuziaști, sunt tineri pregătiți, sunt tineri cu viziune, sunt tineri care vor transparență, sunt tineri care, până la urma urmei, influența lor va trebui să se simtă în societate, în ansamblu și implicit în politică, care dă tonul societății, dar depinde de ei. Cum își vor face structurile în teritoriu, cum își vor... Deocamdată să spunem că avantajele sunt de partea lor. Avantajele sunt de partea lor, au nucleul, da. Au mesajul, au oamenii la centru, dar părerea mea este că trebuie să-și facă structură, trebuie să-și facă platforme, program, trebuie într-adevăr să vină deci și ei cu anumite... mai departe cum își joacă cartea, sigur, așa cu inițiative și mai ales trebuie să aibă grijă de cei care intră în Parlament acum, pentru că nu știu ce se întâmplă. Fotolele alea din Parlament îi transformă pe oameni. Ați observat lucrul acesta? Da. Pentru că și din mediul sindical, nu din confederația din care fac eu parte, dar și din mediul sindical au intrat acolo și am avut speranțe că se va auzi măcar vocea salariaților în Parlamentul României. Că va ajunge mai ușor și mesajul. Am observat că după ce ajung acolo se transformă, devin alți oameni. Este exact ca expresia aia, zice, orice om are voie să consume un pahar de alcool. Dar după ce consumă primul pahar, devine alt om. E, cam așa se întâmplă și acolo. După ce ia primul vot și primul mandat, da, în Parlament, devin alți oameni acolo. Dar noi sperăm să nu se întâmple lucrul asta vreau să spun, să fie foarte atenți și să atragă atenția celor care intră în Parlament, că acolo intră nu numai să critique, să se ducă cu proiecte, proiecte exact, să aibă și important. Inițiativă, să aibă mesaj către populație, să transforme din interior instituția și instituțiile statului spre transparență, că asta înțeleg că se vrea și se dorește de către ei, ca totul, modul în care se cheltuiesc banii publici să fie la vedere, lucruri și inițiative de altfel lăudabile și de viitor, pentru că așa se va ajunge. Sunt mulți care încearcă acum să tot țină acoperit totul, să nu știe nimeni de unde a cumpărat ceva, cum a făcut achiziția aia și așa mai departe. În România, 4 miliarde de euro anual pierdem prin achizițiile publice, prin tot felul de atribuiri care nu sunt corecte și așa mai departe. Orice obiect cumpărat din bani publici costă de 2, 3, 4 ori mai mult. Ați văzut că s-a demonstrat asta și sunt procese pe rol și așa mai departe. Sperăm că se va termina cu toate aceste, să spunem, cu băgatul mâna în banii statului, în banii noștri ai tuturor. Am ajuns la finalul emisiunii și vă întreb și pe dumneavoastră, așa cum i-am întrebat și pe telespectatorii de astăzi, la ce să ne așteptăm de aici încolo sau care sunt așteptările dumneavoastră ca cetățean. Da? Dar vreau amprentat local, da? De la cei care vor merge în Parlamentul României și ne vor reprezenta pe noi ca buzoieni. Eu, indiferent de culoarea lor politică, da, și de unde... Eu mă aștept, observând cei care până la urmă ne va reprezenta la nivel central din teritoriu, mă aștept la o schimbare și la un alt mod de abordare. Credeți a legăturii. Acest lucru? Cred în acest lucru și cred în tinerii intrați chiar la PSD,
că vor avea birouri parlamentare, că se vor plimba mai mult pe străzile Buzăului și vor intra în contact cu alegătorii care i-au votat deci acum. Deci un sfat bun, cred eu, puteați vă eu cred acum. Că să, da, eu transmit și un mesaj măcar acum. Măcar la jumătate cât s-au plimbat în campanie mie electorală un, printre buzoieni și profes... să încerce să le afle problemele. Mie îmi spunea un profesor vis-a-vis de pulsul populației, sindicatelor și a ceea ce se întâmplă în jurul tău, să faci două lucruri ca să fii ancorat în realitate. Să mergi în mijloacele de transport și pe trotuar. Să nu stai numai în SUV-uri și să mergi de acasă, de la vilă până la biroul parlamentar și de la biroul parlamentar la Parlamentul României. Încerci să mai mergi și pe jos, să mai intri și prin piață în timpul mandatului, nu numai în campanie electorală. Acolo se află, da? De acolo se acolo afli problemele cetățenilor, reale. Ce discută oamenii în mijloacele de transport, că nu te cunoaște nimeni într-un tren sau într-un mijloc de transport, stând liniștit și cu o șapcă pe cap, să asculți ce spune cetățeanul în mijlocul de transport, pentru că ăla-i barometru așteptărilor și nemulțumirilor cetățenilor. Da, un sfat foarte bun. Să sperăm că sfatul acesta ajunge acolo unde trebuie. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în studioul TV Buzău, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine, la revedere!